Suntem în zona Palatului Cotroceni, dragii mei. Stânga mea este sediul președinției. În spate vedeți panoul electoral al lui Toader Paleologu, candidatul PMP la președinția României. Unul dintre cei 14 pretendenți la această funcție publică. Am decis să încep cu el seria materialelor video despre candidați, pentru că, din punctul meu de vedere, el este cel mai interesant candidat. Am să vă explic de ce. În primul rând, pentru că între omul și intelectualul Paleologu și candidatul PMP Paleologu este o foarte, foarte mare diferență. Din punctul meu de vedere, un vot pentru Paleologu este un vot greșit, pentru că el a fost aruncat în lupta electorală de către gruparea Băsescu-Udrea tocmai pentru a rupe voturile anti-PSD, voturile, cum le spunem noi, hashtag fără penali, pentru încercarea de a o ajuta pe Vasilica Viorica Dăncilă să acceadă în turul 2. Este o bătălie pe viață și pe moarte pentru supraviețuire, pentru ciuma roșie, și supraviețuirea ciumei roșii depinde de capacitatea de a băga un candidat în turul 2. Fie că e vorba de Dăncilă, pe care ei mizează, pentru că ei pleacă de la premisa că electoratul PSD este cel mai fidel, fie că este vorba de Mircea Diaconu sau un alt candidat al ciumei roșii. Așa cum am explicat în comentariile anterioare și în comentariul în care am vorbit despre toți candidații, din punctul meu de vedere, cel mai bun lucru care se poate întâmpla României la aceste alegeri prezidențiale este să avem un tur 2 Varna Iohannis. Din perspectiva acestui scop, candidatura lui Paleologu este cea mai periculoasă. Ceea ce vă spun, dragii mei, vreau să fac această precizare foarte clară din start, că fac o distinție clară între omul și intelectualul Toader Paleologu și candidatul PMP. Dacă nu am nimic de reproșat intelectualului Toader Paleologu, ba chiar este o persoană publică pe care o admir și o prețuiesc pentru erudiția ei, pentru comportamentul în societate, pentru ceea ce a făcut în calitate de intelectual, dacă vreți, când vorbesc despre candidatul PMP, Paleologu este însă cu totul și cu totul alt aspect. Raționamentul meu pleacă de la faptul că la aceste alegeri prezidențiale, în 10 noiembrie este turul 1, în 24 noiembrie este turul 2 și la următoarele alegeri locale și parlamentare, cel mai probabil cele parlamentare, dacă va trece moțiunea de cenzură, o să vedem sâmbătă și va pica guvernul, vor fi anticipate împreună cu cele locale. Așadar, la următoarele ture de alegeri, este foarte, foarte important ca toți oamenii cinstiți din România să îi facă să plătească pe cei care, în ultimii 3 ani de zile, au făcut parte din ceea ce noi denumim generic hashtag ciuma roșie, hashtag mafia. Toți cei care au contribuit la nenorocirile petrecute României în ultimii 3 ani și ceva, din momentul în care Liviu Dragnea a preluat majoritatea parlamentară, infractor fiind, și s-a apucat să distrugă independența justiției, să o mazilească pe Laura Codruța Chioveși, să desfințeze de facto Direcția Națională Anticorupție, să elibereze din penitenciare mii de deținuți periculoși ca să poată să elibereze și corupții cu ei, să obțină prin CCR hotărâri care să anuleze sute de dosare de corupție, toate aceste lucruri au fost posibile sub mandatul lui Dragnea la conducerea majorității parlamentare și sub guvernele infractorului Liviu Dragnea, și pentru că el a fost sprijinit și el a fost la greu sprijinit, dragii mei, de către cel care este părintele Partidului Mișcarea Populară, de către cel care decide, taie și spânzură la Mișcarea Populară, și anume Traian Băsescu, care a acționat în interesul Elenei Udrea, pentru Elena Udrea și nu numai pentru ea, pentru toată gruparea de corupție și de mafie care stă în spatele lui Traian Băsescu, în spatele Elenei Udrea. Vorbim despre triplul inculpat Dan Andronic, vorbim despre Alexander Adamescu, Andronic cu EVZ, Alexander Adamescu cu România Liberă, vorbim despre Ghiță, unde știți și dumneavoastră că atât Traian Băsescu, cât și Elena Udrea, cât și mulți reprezentanți de o calitate absolut jalnică ai PMP-ului, cum este Gelu Vișan, cum este acel domn Rădulescu care acum a ajuns în guvernul PSD, erau toată ziua la televiziunea lui Sebastian Ghiță
promovând toată campania de denigrare împotriva Laurei Codruța Kövesi și împotriva Direcției Naționale Anticorupție. Dragnea chiar le-a pus la dispoziție lui Andronic, lui Ghiță, lui Băsescu, lui Udrea, o comisie parlamentară în care au fost anchetate cu pretextul sigur de a o mazili pe Laura Codruța Kövesi și așa zisele scandaluri inventate de către propaganda mafiei, inventate de către gruparea Mafia Media din spatele Elenei Udrea, din spatele lui Traian Băsescu, cu sufrageria lui Oprea, cu ce spunea Ghiță, cu întâlnirile din vie și așa mai departe. Deci, cei care sunt factori decidenți în Partidul Mișcarea Populară, Traian Băsescu și tot grupul de corupție din spatele Elenei Udrea, pe care Traian Băsescu a susținut-o necondiționat în acești ani, pentru care Traian Băsescu și-a pus la dispoziție toate resursele politice și media ca să-l sprijine pe Dragnea și iată că a reușit să o ajute pe Udrea, pentru că ea, condamnarea ei a fost anulată și acum ea are mari... este foarte optimistă cu privire la procesele care sunt în curs și se reiau, mai ales că au fost desființate și probe foarte importante din dosarele ei de corupție. Deci Băsescu și Udrea au lucrat mână în mână cu infractorul șef al PSD, Liviu Nicolae Dragnea, în asaltul fără precedent împotriva Direcției Naționale Anticorupție, împotriva luptei anticorupție pentru anularea hotărârilor judecătorești în mari cazuri de corupție. Ori, din punctul meu de vedere, ei trebuie tot să plătească o factură electorală, dragii mei. Nu se poate ca cineva care a participat la toată această mizerie, mizerie care a scandalizat România, mizerie care a pus pe jar milioane de oameni în diasporă, mizerie care a rezultat în aproape 1000 de zile de proteste, cel mai lung maraton civic din istoria României cu cele mai mari proteste ca număr, mizerie care a produs represiunea brutală din 10 august, nu se poate ca cei care au luat parte la această mizerie să nu plătească nicio factură electorală. Ceea ce vă spun, sigur, n-are nicio legătură cu Toader Paleologu, dar el, din poziția de intelectual, din poziția de persoană cu o credibilitate foarte bună, cu o educație foarte bună, cu o inteligență excepțională, un om care a trăit în România și a văzut toate aceste lucruri despre care eu v-am vorbit pe scurt, pentru că nu vreau să lungesc foarte mult aceste prezentări de candidați, înțelege cu siguranță răul făcut de către cel care l-a chemat la partid, și anume Traian Băsescu, și a spus: Toader, vreau să fii candidatul partidului nostru. Ei bine, pentru că el a acceptat, știind foarte bine ce grup de interese se află în spatele lui, în opinia mea și el trebuie să plătească factura pentru ceea ce a făcut Băsescu, a făcut gruparea Udrea, pentru ceea ce au făcut ei în sprijinul lui Dragnea, pentru distrugerea DNA-ului, chiar dacă el în persoană nu a participat. Pentru că trebuie undeva să se deconteze politic. Este foarte important ca întreaga clasă politică să vadă că poporul le plătește cu vârf și îndesat celor vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat. Pentru că numai astfel, dacă va exista o factură grea pe care să o plătească toți cei implicați în ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani de zile, numai astfel cei care vor veni la putere se vor avea frică să nu pățească și ei la fel dacă fac și ei aceste greșeli, dragii mei. Este o lecție pe care electoratul, toți oamenii cinstiți din România, trebuie să o dea clasei politice și tuturor grupărilor de interese care sunt responsabile pentru situația în care am ajuns în momentul de față și pentru faptul că, dincolo de sentințele anulate ale corupților, dincolo de probele scoase din dosare, România a ajuns chiar mai rău, în sensul că, de fapt, o corupție este legalizată, nimeni nu mai poate să le facă nimic, nimeni nu-i mai urmărește, DNA-ul nu mai există, dar a devenit mai mult decât atât. O republică infracțională, pentru că pe ușile pe care ei le-au deschis larg pentru ei au ieșit clanurile interlope, au ieșit traficanții de persoane, au ieșit traficanții de droguri, au ieșit tâlhari, au ieșit violatori și România a ajuns o țară periculoasă din perspectiva siguranței cetățeanului, nu numai că a devenit o țară în care corupția se poate desfășura din nou în voie. Sigur, o persoană, vă repet, cu cultura
inteligența și cu tot ce reprezintă intelectualul, paleologul, înțelege aceste lucruri. A trăit în România. Dar cu toate acestea a acceptat să se pună la dispoziția acestui grup de interese, să-și pună la dispoziție propria imagine, propria credibilitate, propria poziție de intelectual în societate pentru a face jocurile acestui grup de interese. Și jocurile lui Băsescu sunt foarte simple. În spatele lui se află jocurile Elenei Udrea, se află jocurile triplincul Pat Andronic, se află jocurile lui Ghiță, se află, de fapt, dosarele, am putea spune, lui Alexander Adamescu și mulți alții. Și scopul lor este să facă cumva ca cei cu care au colaborat în ultimii 3 ani de zile și au reușit să obțină atât de multe lucruri importante pentru ei, anulări de hotărâri judecătorești, excluderi de probe, schimbări ale legislației, să mai aibă un cuvânt greu de spus în politică, astfel încât să poată să-și rezolve problemele. Pentru că ei încă au dosare pe rol și încă nu sunt siguri că au scăpat de brațul justiției pentru afacerile de corupție în care sunt cercetați și în care sunt implicați. Pentru că asta să se întâmple pentru ei este vital ca turul 2 al alegerilor prezidențiale să nu fie un tur 2 clar între cei doi candidați hashtag fără penali, și anume Iohannis și Barna, să intre cumva Dăncilă în turul 2, astfel încât PSD-ul să mai prezinte o șansă de supraviețuire și eventual să-și revină și să obțină un rezultat bun la alegerile parlamentare. Pentru toate aceste argumente, eu consider că, virgulă, cu tot respectul pentru intelectualul Toader Paleologu, pentru persoana lui, având în vedere grupul de interese din spatele lui, Toader Paleologu are un singur rol în această campanie electorală, și anume acela de a rupe voturi din zona USR, din zona PNL, din zona candidaților Iohannis și Barna, astfel încât turul 2 să nu fie un tur 2 exclusiv hashtag fără penalti.